În iesle rece s-a născut Fiul omului, în grijă mare a boilor și a Maicii Domnului. Și bucurie mare a fost când Domnul s-a născut, cu și bucurie mare a fost când Domnul s-a născut, cu daruri magii au venit și l-au cunoscut. Pe drumul magilor cel lung o stea s-a arătat și drumul lor către Hristos s-a luminat. Și când la iesle au ajuns, Maria ședea și în brațele ei ținea cea mai frumoasă stea. Și când la iesle au ajuns, Maria ședea și tămâie smirnă i-au adus ca unui împărat și la picioare i le-au pus și s-au închinat. Iar Maica s-a lângă el stând în șoaptă îi spunea: Tu ești copilul meu cel sfânt, ești lumina mea. Iar Maica s-a lângă el stând în șoaptă îi spunea: Tu ești copilul meu cel sfânt, tu ești lumina mea. În lume rece s-a lăsat când într-o neagră zi Irod porunca a dat să ucidă copii. Dar soarele a răsărit, pe prunc nu l-au aflat, căci ei din țară au fugit, Duhul l-a apărat. Dar soarele a răsărit, pe prunc nu l-au aflat, căci ei din țară au fugit, Duhul l-a apărat. Hristos din cer s-a coborât și s-a întrupat și asupra lui